Instrucțiuni pentru meditație dinamică. Pentru această meditație, Osho a creat o muzică specială care să îi ghideze pe adepți de-a lungul acestui proces. Prima etapă, 10 minute. Respirați rapid pe nas. Insistați pe expirație. Inspirația se va produce de la sine. Respirația trebuie să fie cât mai intensă și mai haotică, să pătrundă adânc în plămâni. Respirați cât mai rapid cu putință, dar profund. Integrați-vă plenar în actul respirației, dar fără a vă contracta corpul, îndeseob gâtul și umerii trebuie să rămână relaxați. Continuați până când deveniți literalmente una cu respirația. Respirația trebuie să rămână haotică, adică să nu fie predictibilă, planificată. Când energia se pune în mișcare, ea impulsionează întregul corp. Lăsați corpul să se exprime prin mișcare. Mai mult folosiți-vă de mișcări pentru a acumula și mai multă energie. Mișcările naturale ale brațelor și corpului contribuie la ascensiunea energiei. Simțiți acumularea energiei în prima etapă, nu eliminați energia și nu încetiniți ritmul. Etapa a doua, 10 minute. Oferiți-i corpului dumneavoastră libertatea de a se manifesta așa cum dorește, de a exploda. Lăsați-l să preia inițiativa, dați-vă drumul. Acționați ca un nebun. Cântați, țipați, dansați, râdeți, săriți, scuturați-vă corpul, loviți obiectele din jur, aruncați-vă încolo și încoace. Nu vă rețineți de la nicio mișcare. La început puteți juca puțin teatru până când vă dați drumul cu adevărat. Nu lăsați mintea să intervină în niciun fel. Identificați-vă 100% cu corpul dumneavoastră. Etapa a treia, 10 minute. Cu umerii și gâtul relaxate, ridicați-vă brațele cât mai sus. Coatele nu trebuie să fie însă rigide. În această poziție săriți încolo și încoace, strigând mantra oh, 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 cât mai intens din abdomen. De câte ori aterizați la sol, având grijă ca și călcâile să atingă pământul, lăsați sunetul să se scufunde până în centrul sexualității. Efortul trebuie să fie maxim, să meargă până la epuizare. Etapa 4, 15 minute. Stop. Înghețați în poziția în care vă aflați, indiferent care este ea. Nu vă îndreptați corpul. Cea mai mică tuse, cea mai mică mișcare va conduce la pierderea energiei și întregul efort va fi risipit. Deveniți martorul lucid al propriei dumneavoastră ființe. Etapa a 5-a, 15 minute. Celebrați ceea ce simțiți. Exprimați prin muzică și dans tot ceea ce există în dumneavoastră. Păstrați această vitalitate de-a lungul întregii zile. Gelozia. O tehnică pentru cupluri. Tehnica se recomandă cuplurilor care se simt blocate în relația lor, care doresc ca energiile lor să fie eliberate în vederea fuziunii. Perioada noaptea, durata 30 de minute. Pasul 1. Rămâneți așezați față în față, ținându-vă de mâini cu brațele încrucișate. Pasul 2. Priviți-vă în ochi timp de 10 minute. Dacă trupul dumneavoastră începe să se balanceze, îngăduiți-i acest lucru. Puteți clipi, dar este important să continuați să vă priviți în ochi. Nu vă desprindeți mâinile, orice s-ar întâmpla. Pasul 3. După 10 minute închideți ochii amândoi și continuați să vă balansați ușor. Pasul 4. Ridicați-vă în picioare și continuați să vă legănați ușor timp de alte 10 minute. În acest fel, energiile voastre vor fuziona mai bine. Iubirea și circuitul energetic. Tot ceea ce faceți cu iubire amplifică circuitul energetic. Nu contează obiectul iubirii, puteți să vă folosiți de orice pretext. Este la fel ca în cazul apei. Oriunde se afla marea, apa curge către nivelul mării, sfârșind prin a o descoperi. Oriunde există iubire, energia curge în direcția ei. Pasul 1. Luați în mână o piatră. Conștientizați iubirea pe care o purtați. Închideți ochii și simțiți o iubire infinită pentru această piatră. Fiți recunoscător că există și că vă va accepta iubirea. Subit veți sesiza o pulsație, iar energia se va pune în mișcare. Pasul 2. Nu aveți neapărat nevoie de un om. Simpla idee că iubiți pe cineva este suficientă pentru a pune energia în mișcare. Iubirea este mișcare și ori de câte ori ne simțim înghețați, blocați, aceasta înseamnă că nu dispunem de iubire. Iubirea înseamnă căldură și oriunde există căldură, înghețul nu se mai poate produce. Unde lipsește iubirea, totul este înghețat.
temperatura sufletului scade sub 0 grade. De aceea, unul din lucrurile cele mai importante pe care ar trebui să-l rețineți este următorul. Iubirea înseamnă căldură. La fel, ura este fierbinte. Singura care este rece este indiferența. Deci chiar și atunci când urâți, energia se pune în mișcare. Evident, fluxul ei este destructiv în acest caz. Mânia pune și ea energia în mișcare. Așa se explică de ce se simt atât de bine oamenii după o criză de furie. Ei și-au eliberat astfel o anumită energie. Este însă extrem de distractivă. Ar fi putut fi constructivă dacă ar fi fost eliberată prin iubire, dar chiar și așa tot e mai bine decât să nu fie eliberată deloc. Când omul este indiferent, energia nu curge. De aceea, tot ceea ce vă topește și vă încălzește este bun pentru voi. Prima opțiune ar trebui să fie întotdeauna iubirea. Dacă aceasta nu este posibilă, a doua opțiune ar trebui să fie mânia. Acestea sunt singurele opțiuni. Nu mai există o a treia. Aceasta este situația în care se regăsesc oamenii. Așa se explică de ce există atâția oameni morți, atâtea cadavre ambulante. Ei nu sunt vii decât cu numele, căci în realitate sunt indiferenți. Când încep să curgi, înfruntarea geloziei. Cuvintele mele nu pot deveni o experiență pentru voi dacă nu le trăiți direct. Cum pot fi ele experimentate? Simplu, aducând emoțiile care se ascund în spatele vostru în fața voastră. Nu le mai reprimați, exprimați-le. Așezați-vă în camera dumneavoastră cu ușa închisă și focalizați-vă asupra geloziei pe care o simțiți. Priviți-o, contemplați-o, lăsați-o să se inflameze, să devină o flacără puternică. Ardeți în această flacără și astfel o veți cunoaște mai bine. Nu începeți prin a spune că este urâtă, căci această idee este suficientă pentru a o reprima. Ea nu îi va permite o manifestare deplină. Lăsați deoparte prejudecățile. Limitați-vă la efectul existențial al geloziei, la fapte. Renunțați la interpretări, la ideologii. Uitați de Buddha și de mine. Lăsați gelozia să treacă. Priviți-o adânc în ochi. Procedați în mod similar cu mânia, cu tristețea, cu ura, cu posesivitatea. Procedând astfel, veți constata treptat că ele devin transparente. Veți trăi sentimentul transcendental că dumneavoastră sunteți doar un martor. Vă veți pierde simțul de identitate, cât și identificarea cu ele. Teama. Contemplarea stării de teamă. Perioada, oricând în timpul zilei, dar numai pe stomacul gol sau la 2-3 ore după masă, în caz contrar puteți vomita. Pasul 1. Închideți-vă în cameră dacă este posibil goi sau cu haine cât mai ușoare pe voi. Așezați-vă la sol cu picioarele încrucișate. Pasul 2. Așezați-vă palmele la câțiva centimetri sub ombilic și apăsați zona respectivă. Apoi relaxați zona. Presiunea acționează ca un declanșator. Încetați presiunea numai după ce simțiți că se petrece ceva, la circa 2 minute după ce ați început. Simpla apăsare a punctului Hara este suficientă pentru a crea o stare foarte intensă de teamă. Respirația devine haotică. Acceptați această stare și pătrundeți în ea. Chiar dacă tremurați din tot corpul, cooperați cu această stare. Orice s-ar întâmpla, permiteți să se întâmple. Dacă simțiți nevoia să dansați, dansați. Nu controlați mișcările corpului, dimpotrivă, permiteți-le. Acționați ca un posedat. Procesul poate dura între 25-45 de minute și este extrem de benefic. Este posibil să treacă 2 luni până la declanșarea totală a evenimentelor, dar este un exercițiu care acționează asupra emoțiilor primare și care vă poate ajuta să pătrundeți foarte adânc în subconștientul vostru. Pasul 3. Înainte de culcare, așezați-vă în pat cu ochii închiși și imaginați-vă o tablă neagră cât mai neagră. Vizualizați pe ea cifra 3 de 3 ori. O vedeți, apoi o ștergeți, o vedeți din nou, o ștergeți din nou și așa mai departe. Vizualizați apoi cifra 2 de 3 ori, ștergând-o de fiecare dată. Continuați în mod similar cu cifrele 1 și 0. Când veți ajunge la cifra 0, veți simți o mare liniște interioară, așa cum nu ați mai simțit vreodată. Ea se va amplifica pe măsură ce veți avansa cu exercițiul. Nu vă grăbiți, această etapă poate dura 2-3 minute.
În ființa voastră există mai multe straturi, iar scopul tehnicii este să vă conducă treptat către stratul zero din ființă. Când toate emoțiile primare vor ieși la suprafață, această etapă va conduce către o liniște absolută, ca și cum întreaga existență ar dispărea subtil, ca și cum nu ar mai exista nimic. Veți trăi astfel o mare eliberare. Înfruntarea temerilor personale. Perioada în fiecare noapte. Durata 40 de minute. Pasul 1. Așezați-vă în camera dumneavoastră cu lumina stinsă și cultivați o stare de teamă. Gândiți-vă la cele mai oribile lucruri, la stafiși, la demoni sau la orice altceva vă trece prin minte. Imaginați-vă că toate aceste ființe diabolice dansează în jurul dumneavoastră și că sunteți prins în cercul lor malefic. Amplificați starea de teamă până la paroxism. Fantomele vă ucid, vă violează, vă sufocă. Pătrundeți cât mai adânc în starea de teamă și orice s-ar întâmpla, confruntați-vă cu fenomenul respectiv. Nu levitați. Pasul 2. Ori de câte ori apare o stare de teamă în cursul zilei, acceptați-o. Nu o respingeți, nu vă gândiți că este ceva greșit peste care trebuie să treceți. Este o stare naturală. Prin acceptarea și exprimarea ei în timpul nopții, lucrurile vor începe să se schimbe de la teamă la iubire. Acest exercițiu are scopul de a schimba o stare de teamă într-o stare de iubire. Durata 40-60 de minute. Pasul 1. Așezați-vă confortabil cu palmele unite, palma stângă peste cea dreaptă. Această postură conduce energia într-o anumită direcție. Mâna stângă este conectată la emisfera dreaptă și invers. Emisfera stângă este sediul rațiunii, dar și al lașității. Omul nu poate fi simultan unul intelectual și un erou. Emisfera dreaptă este intuitivă. Pasul 2. Relaxați-vă și închideți ochii. Lăsați maxilarul inferior să se destindă până când începeți să respirați în mod natural pe gură. Respirația pe gură reprezintă o altă structură respiratorie decât cea pe nas, care o elimină pe cea veche. Respirația pe nas stimulează creierul. Nasul este dual din cauza nărilor, gura nu este duală. De aceea respirația pe gură nu stimulează creierul, iar prana se duce direct în piept. Această metodă dă naștere la o astfel de stare de relaxare non-duală, foarte tăcută, iar energiile încep să curgă într-un fel nou. Retrăirea copilăriei. Nu există nimic de care să vă temeți, toate lucrurile trebuie înțelese. Viața omului trebuie să devină o carte deschisă, o poveste ce poate fi înțeleasă. Este inutil să vă temeți, să vă înfuriați. Aceste emoții negative sunt obstacole inutile în calea înțelegerii. Partea 1. Perioada în fiecare noapte, înainte de a dormi. Durata 10-15 minute. Pasul 1. Așezați-vă în pat cu lumina stinsă. Redeveniți un copilaș. Aduceți-vă aminte de primii ani ai copilăriei, atât cât puteți. De regulă, primele amintiri se învârt în jurul vârstei de 3 ani. Tehnica se realizează în singurătate. Pasul 2. Începeți să plângeți. Scoateți tot felul de scâncete și de sunete ciudate specifice copilăriei. Dați-vă drumul. Dacă simțiți nevoia să strigați cu voce tare, nu ezitați. Procedați astfel timp de 10-15 minute. Pasul 3. În continuare, culcați-vă cu simplitatea și inocența care îi caracterizează pe copii.